ca să putem să manifestăm lucrurile care dorim în viața noastră, vrem o armonie în locul de muncă. Vrem locul de muncă unde trăim să fie un loc de muncă mult mai plăcut. Dimineața când mă trezesc, să fiu entuziasmat să alerg la locul de muncă, să fie un mediu super mega fain. Fabrica, comunitatea, societatea se câștigă mai mult. În primul rând, eu trebuie să am acea stare. Eu trebuie să lucrez cu mine, ca să ridic vibrația mea, să nu judec atunci când judec sau am anumite alte interese, dar nu spun. Astea sunt motivele ascunse care sunt vibrații joase și aduci viitorul în prezent. Deja vezi, dacă vorbim în cazul vostru despre fabrică, vezi că fabrica este o fabrică care produce o grămadă de produse extraordinar de fain și minunate. Clienții care cumpără astfel de produse sunt extrem de mulțumite. Tot timpul ei fac plata în avans. Tot timpul eu primesc salariul mult mai mult, primesc bonusuri, sunt extrem de apreciat. Mă înțeleg extraordinar de bine cu colegii mei, ne distrăm, ne bucurăm și este al doilea familia mea față de familia mea personală care am acasă și cu entuziasm și cu bucurie merg la muncă. Asta este treaba fiecare dintre noi să vizualizăm și să vedem. Când ești în starea asta, se schimbă structura corpului tău, fiecare celulă se schimbă și se duce la vibrația aia, datorită ție se schimbă tot în jurul tău. Tu eman această energie în jurul tău. Și asta e științific. A fost dovedit și a fost măsurat. Este așa. Tu când gândești la anumite ceva cu senzații și sentiment pozitiv și bucuros și de fericire și bucurie, eman această energie în jurul tău și se schimbă.